Frunză verde de negară a ieșit bujor în țară, pe ciocoi îi bagă în fiară. Unul dintre cei mai cunoscuți haiduși din Moldova a fost Ștefan Bujor, despre care au scris Vasile Alexandriale cu Rousseau, Radu Rosseti, autorul de nuvele haiducești Nicolae Dimitrie Popescu, care i-a închinat 3 nuvele. Chiar și celebrii lăutari ai timpului, Barbu Lăutarul și Angheluță, cântau versuri în care erau descrise faptele haiducului. Au rămas în urma acestuia balade și obiceiuri care se practică în preajma sărbătorilor de iarnă, chiar și astăzi în Moldova, în special în zona Bistriței, a Neamțului, și care sunt numite Banda lui Bujor. Era atât de temut încât în vremea lui, boierii plecau la drum însoțiți de 2-3 arnăuți înarmați din cap până în picioare. Ce am aflat despre acesta? Nu ne este cunoscut anul nașterii. Putem presupune că a fost undeva pe la jumătatea secolului al XVIII-lea și sunt controverse și asupra locului de naștere. După unii istorici ar fi văzut lumina zilei la Sibiu, dar alții dau ca loc de naștere Moldova, în zona Bacăului sau chiar Basarabia. Nici originea lui nu ne este foarte clară. Ba era fiul de țăran sărac, ba ar fi fost din categoria boierilor de rang mic. Este posibil ca numele să-l fi dobândit datorită culorii părului. Se spune că s-a stabilit la Iași și s-a însurat cu o fată foarte frumoasă. Pentru a răzbuna nedreptățile la care erau supuși țăranii, execută câteva acțiuni haiducești împotriva unor boieri și slujbași domnești, dar este prins și trimis la Ocnă. În 1805, ca urmare a nenumăratelor intervenții și jalbe făcute de soția sa pe lângă domnitorul Moldovei Alexandru Moruzi, Bujor este eliberat și face promisiunea în fața domnitorului că renunță la haiducie. Așa după cum relatează istoricul Eugen Șendrea în cartea Faptele haiducilor. După eliberare, Ștefan Bujor este numit vătaf pe moșia boierului Catargiu, cu care intră în conflict. Este bătut în fața slugilor și fuge în Codru. Își face o ceată de 12 ortaci și începe din nou să prade și să jefuiască, nu numai în Moldova, ci și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Domnia dă ordin ca tâlharul să fie prins și adus la judecată. Se formează echipe de 30-50 de oameni care iau cărările munților la pas în căutarea haiducului. În iarna lui 1808 ajunge în Ținutul Neamțului și găsește adăpost la boierul Gheorghe Caravia. După unele surse, era vorba de Constantin Canta, boier de neam cu moșii întinse, despre care se spunea că ar găzdui și tăinui haiduci și tâlhari. Într-adevăr aici, găsi un alt fugar, pe Gheorghe Ardeleanu, tot haiduc, cu care s-a legat frate de cruce. În acea iarnă, cei doi haiduci, împreună cu boierul Caravia sau Canta, au dat mai multe lovituri, au jefuit mai mulți boieri și gospodari ai locului, de la care au furat mai ales cai, pe care cei doi haiduci îi vindeau și împărțeau banii între ei. De la o vreme, Bujor și Gheorghe s-au înțeles să plece și rugămințile boierului nu i-a putut opri. Deși acesta îi momise cu vestea că urma să treacă pe acolo un negustor foarte bogat, care avea asupra sa multe pungi cu galbeni și că ar face bine să îl omoare, să îi ia banii și să îi împartă. Haiducii însă nu erau chiar bucuroși să facă moarte de om și au ales să plece. Gheorghe Ardeleanu s-a întors după o vreme la moșia boierului, însoțit de o femeie foarte frumoasă pe nume Catrina, și a hotărât să-l aștepte acolo și pe fratele său de cruce, Bujor. Istoria spune că boierului i-ar fi căzut cu tronc femeia haiducului și a ordonat unor țigani aflați în slujba lui să îl omoare pe Gheorghe. Și așa s-a întâmplat. Odată ce a scăpat de haiduc, i-a luat femeia și a făcut-o țiitoarea sa. Bucuria și desfătarea lui nu au durat prea mult,
pentru că Bujor se întoarce după fratele său de cruce, Gheorghe, și când află de la țăran cele întâmplate, îl reclamă pe boier la domnie. Și așa se face că boierul a fost judecat și condamnat la moarte, fiind executat în 1810, la 28 iunie, pe dealul Copoului din Iași. Mama acestuia, care nu era străină de faptele fiului său, a fost închisă într-o mănăstire, iar țiganii care au înfăptuit omorul au ajuns la Ocnă. După o scurtă perioadă în care a fost vătaf la boierul Ilie Petralifu, din Ținutul Tecuciului, Bujor ia din nou calea Codrului și își reia acțiunile de tâlhărie, pradă în toată Moldova și chiar mai sus, în Basarabia, și a rămas consemnată de către istoricul Eugen Șendrea întâlnirea cu spătarul Iordache Sturza, pe care l-a prădat de toate bunurile și de cai, dar nu l-a lăsat pe jos, ci i-a dat o pereche de cai de-ai lui și o sumă de bani cu care să ajungă acasă. Aflând că boierul Lupașcu din Ținutul Bacăului a strâns cu forța bani de la oameni și i-a lăsat în sărăcie cruntă, s-a îndreptat spre Bacău și, cum era băiat bine crescut, îi trimite acestuia înainte o scrisoare prin care îl anunță că vine să recupereze banii oamenilor. Vă dați seama că nu l-a luat nimeni în seamă. Și s-a întâmplat că a ajuns la boier tocmai când la curtea boierească era petrecere mare, cu boieri invitați din tot ținutul și cu doamnele lor încărcate de giuvaergicale. Când a apărut Bujor, toată lumea a amuțit. Femeile au scos bijuteriile pe care le aveau asupra lor, bărbații banii, iar Lupașcu a fost nevoit să-i dea tot ce avea în cufărul îngropat în pifnița unde stinea avuția. Jalea boierilor, bucuria țăranilor a doua zi, când Bujor a împărțit tuturor banii lui Lupașcu. Ștefan Bujor haiducește o vreme prin Oltenia și Transilvania, intenționa să îi se alăture lui Caragheorghe din Serbia, apoi să se lase de haiducie, dar lațul în jurul său se tot strângea. Se formase o poteră care îl urmărea îndeaproape și era o chestiune de timp până ce va fi prins. Se pare că exista o colaborare destul de largă între haiduci și boieri. Din moment ce după moartea lui Constantin Canta sau Gheorghe Caravia, Ștefan Bujor este ajutat în jafurile sale de Ilie Catargiu și de un boier din neamul Canta Cuzinilor. Ilie Catargiu avea deja în slujba sa pe doi ortaci din ceata haiducului. Departamentul criminal întocmește un raport către Divanul Moldovei în care îi acuză pe boieri de tăinuire și găzduire a tâlharilor, de aprovizionarea acestora cu mâncare, praf de pușcă și plumb, de ascunderea bunurilor furate și trafic de influență și chiar mituirea autorităților. Se pare că boierul Catargiu ar fi intervenit pe lângă fratele său, stolnicul Constantin Catargiu, să elibereze niște haiduși de la Tecuci și pe lângă zapciul Ilie Stupul să îl elibereze pe Bujor și ceata lui. Despre această întâmplare, Alecu Rousseau scrie: o fi vreo 40 de ani de când o bandă de trei hoți vestiți domina Moldova. Pe atunci nu exista poliție și comunicațiile între ținuturi erau foarte grele. Prin urmare, acel triumvirat prăda țara fără grijă de poteri. El era compus din Bujor și din doi boieri din cele din tâi familii. Tot acesta povestește despre moartea haiducului următoarele. Prinși în sfârșit de arnăuții hătmăniei, împreună cu cei doi boieri Canta Cuzino și Catargiu, Bujor Mojicul fus pânzurat, iar nobilii, privilegiați până în momentul morții, fură descăpățânați în câmpul Copoului. Așadar, Bujor este prins în cele din urmă de poteră la Focșani, unde a fost trădat de gazda care îl ascundea. Este spânzurat la 20 martie 1811 în Iași, la Copou. Poporul a păstrat în baladă momentul morții haiducului. Frunză verde de negară, Bujor se suie pe scară,
plâng săraci cu jalea mară, că nu-i scara domnilor, ci e scara hoților, calea neagră a morților. Dacă doriți să aflați și alte lucruri interesante despre haiduci, de data aceasta din Oltenia, vă invit să urmăriți videoclipul următor. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!